Evanghelia după Ioan, capitolul 4, este descris episodul discuției lui Iisus cu Samariteanca. În versetul 9, după ce a rămas la fântână, fiindcă ucenicii se duseseră în cetate să cumpere mâncare, Isus nu cumpără apă de la Samariteanca, putea să cumpere apă, ci îi cere apă. Femeia i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine femeie samariteancă. Și ne spune că mai jos, iudeii, într-adevăr, nu au legătură cu samaritenii. După aceea, citim în versetul 27, că ucenicii când s-au întors, se mirau că vorbea cu o femeie. Observați că ucenicii nu se mai miră că Isus vorbește cu o samariteană, ci că vorbește cu o femeie. Totuși, niciun dintre ei nu i-a zis ce cauți femeii sau despre ce vorbești cu ea, lui Isus. Deci au aruncat niște priviri reci și curioase și i-a dat femeie tratamentul tăcerii și mi se pare că l-a dat și lui Isus. Acum aș vrea să ridic întrebarea. Care era problema că Isus a cerut apă de la cineva din Samaria și care era problema că Isus vorbea cu o femeie? Înțeleg din textul lui Ioan că femeia putea fi la fel de bine să fie evreică. Și, Iisus, și ucenicii ar fi avut aceeași problemă că Isus vorbea cu o femeie. Săptămâna trecută de o marte chiar a avut loc o, o, niște turburări la Ierusalim, pentru că mai multe femei au vrut să se roage la zidul plângerii, mă rog, într-un spațiu izolat care li s-a dat lor purtând pe cap simbolurile religioase care le poartă bărbații și citând din surile legii. Probabil pentru o femeie creștină este ciudat să afle că o femeie evreică ortodoxă nu pune mâna niciodată pe tora și nu citește din tora, este instruit în aspectul practic al torei. Cei trebuie să știe ca mamă, ca gospodină, ca soție, care sunt obligați la ei, dar nu studiază tora. Și aș vrea să mă întorc la această discuție între Isus și Samaritean, că este aceeași problemă. Deci mai întâi, ce au evreii cu samaritenii? Problema evreilor cu samaritenii este că sunt exact ca ei, cu foarte mici diferențe de închinare, care unui om din afară îi să apar triviale. Dar așa cum știm din cartea lui Nemia, când samaritenii au vrut să participe la construcția templului, li s-a spus, noi zidim singuri. Iar în cartea lui Ezra, acele soțiale iudeilor, care erau samaritence sau de alt sânge, au fost gonite cu copii cu tot, cu toată cruzimea, fără niciun fel de milă, pentru că li se părea că relația lor cu Dumnezeu este uh, distrusă dacă lasă samaritine să construiască templu sau dacă nu divorțează în mod foarte crud de soțiile lor samaritence sau nu-și dezmoșnesc copiii născuți într o căsătorie cu Samare, cu că care, clar că nici soțiile, nici, nici copiii nu nicio vină, pentru că bărbatul era cel care și-a soția. Nu soția nu își alegea bărbatul în timpul acela. Ei considerau că relația lor cu Dumnezeu este definită prin faptul că se deosebesc de samariteni și de femei. De ce? Mai întâi, să deosebeau de samariteni, așa cum am spus, în aspecte triviale. În lor se părea că acestea sunt cele mai importante în relația lor cu Dumnezeu. Și din cauza asta, întotdeauna trebuie să pună un, un zid clar între ei și samaritene. De asemenea, e precau de la premisa că relația lor cu femeile, chiar și cu soțiile, trebuie foarte strict restrictată. De exemplu, nu aveai voie să saluți o femeie în public. Femeile n-aveau voie să vorbească public. Gândiți-vă ce scandal a fost în Corint, când femeile au început să prorocească, și Pavel a zis să-și pună ceva pe cap atunci. Și sunt mulți predicatori care ne tot predică baticul, dar nu înțeleg la ce se referă acest text. De fapt, ceea ce femeia punea pe cap era ceea ce punea bărbatul evreu pe cap atunci când se ruga. Practic, ceea ce făcea Pavel aici era și un compromis politic, dar mai mult decât atât, indirect. El dădea femeii. Un statut ca al iudeului. În, în biserica, din contră, iudei și neamuri. Iudeii se rugau cu ceva pe cap, deși femeia putea să pună ceva pe cap. Sau, dacă nu să se radă, spunea Pavel, și probabil să pună o perucă. Așa cum se întâmplă în multe familii de evrei, femeia nu-și nu acopere capul, se rade și pune o perucă. Dar, însă, și faptul că un predicator, și am auzit foarte mulți pe, pe, pe internet, pe, pe YouTube, predică astăzi obligativ gata paticului dovedește că noi suntem încă în iudaism. Sau dacă vreți, într-o biserică, femeile și bărbații sunt pe rânduri separate, așa cum sunt, erau separați în sinagogă. Femeile nu numai că erau separați, erau un zid ca bărbații să nu poată vedea femeile. Oare este ispita sexuală chiar de puternică? Nu, aici nu e vorba de ispita sexuală, e vorba de o altă ispită. Ispita de a ieși dintr-un sistem rigid și a te declara când Hristos nu e nici bărbat, nici femeie. Nu iudeu și samaritan, iudeu și grec, stăpân și sclav, mă rog, grec și iudeu, ci toți suntem una. A spune că omenirea este unită, este una singură. Când de fapt tu simți nevoia să spui noi și ceilalți. Și asta a fost problema femeii că Tu îmi cer apă care ești iudeu și să se explică câteva lucruri foarte interesante. Mai întâi se prezintă pe ca Mesia, ei spune că cunoaște viața ei privată, deși Isus nu o condamnă, nu o judecă, îi spunea adul pe bărbatul tău. Dacă era altcineva bărbat, a spune că nu era biblic. Dar se pare că Isus nu are o problemă cu asta. Însă, mai mult decât atât, când femeia îl întreabă unde trebuie să ne închinem aici sau la Ierusalim, Isus răspunde nici aici, nici la Ierusalim. Dumnezeu vrea închinător în Duh și în adevăr. Duhul și adevăr ne unesc. Bigotismul, religia înțeleasă greșit, ne despart. Dar tot Iisus spune și totuși, mântuirea vine de la iudei. Noi nu la ce cunoaștem. Adică, este o problemă. O problemă pe care tu ai, fiindcă ești samariteancă și fiindcă ești uh, femeie. Și în ce constă această problemă? Uh, mântuirea nu vine de la iudei în sensul că trebuie să ascult ce spun iudei. Că altfel n-aș mai vorbi eu cu tine aici, nu e așa? Aș face ce spun iudei. Uh, nu în sensul că iudei au legea și ești mântuit prin lege. Nu. Nimeni n-a vorbit niciodată mântuit prin lege. Legea ne-a fost doar un pedagog care ne-a arătat că avem nevoie de ceva mai bun decât legea. Pentru că, pentru a fi mântuit, trebuie să înțelegi. Și chiar dacă religia în care crești e greșită, tu trebuie să o înțelegi. Iudeii studiază, cercetează, dezbat. Sunt dezbateri. Iisus a avut dezbateri cu iudeii, n-a avut dezbateri cu samaritenii. Nu poți ajunge la adevăr dacă nu există o dezbatere. Și tu ca femeie trebuie să fie educată, să citești și să dezbați. Adică exact ce au făcut femeile la Ierusalim săptămâna trecută când s-au dus cu stulul, torei la zidul plângerii și s-au înfuriat bărbații și au aruncat cu scaune ele și le-au insultat și le-au scris le ia la, la bătaie și probabil a arestat poliția, fiindcă femeia nu are voie să pună pe mâna pe tora, adică nu are voie să citească tora, nu are voie să o dezbată. Femeia trebuie să, să învețe în tăcere, nu e așa să fie mântuită prin nașterea de Prunci. Aceste diferențe sunt aluate în spirit și în adevăr. Dar pentru a ajunge la înțelegerea spiritului și adevărului, trebuie să pleci de acolo de unde ești. Adică, de la templu, de la sinagogă. Să-i tora, să o studiezi, să citești, să te contrazești cu rabinul, să pui întrebări. E un drum foarte greu. Este mai ușor să stai în banca ta și să-ți vezi de treabă. Sau cum făceau samaritenii, să pleci din biserică, să te izolezi, să-i lași în pace cu toate prostililor lor. Așa fac foarte mulți în timpul nostru, pleacă. Și nu numai tineri, și alții pleacă, lasă biserica și pleacă. Nu. Biserica nu trebuie părăsită. Dar nici nu trebuie acceptate toate aceste idei iudaizate din biserică. Trebuie disputate, trebuie analizate, trebuie să ai curajul opiniei, chiar dacă ești ostracizat după aceea. Adică să ții crucea și să urmezi pe Isus. Ca să însemnează, în ultima instanță, uh, uh, purtarea crucii. Așa că uh, uh, aici uh, ni se comunică un adevăr foarte important. Niciuna dintre dogmele, care le crede un credincios, indiferent de ce religie este. Nu este importantă, nu îl definește ca copil al lui Dumnezeu. Uh, niciuna dintre practicile și ceremoniile care le face nu îl definește ca pe un uh, candidat la împărăție, în niciun caz. Închinarea este în spirit și în adevăr, adică ceva ce este în omului, dar implică și adevărul. Însă, pentru a ajunge la adevăr, adică nu numai în spirit, e și în adevăr, pentru a ajunge la adevăr, Adevărul are un drum a lui care merge, așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către la capitolul 2, gândurile care se contrazic sau se dezinovățesc între ele. Da? Deci implică un anumit dialog și dacă și nu numai dialog, o anumită controversă. Și trebuie să pleci de undeva. Și pentru a, în timpul lui Iisus trebuia să pleci de la templu, care urma să fie Iisus avea să, dea, urma, să, mai dea încă o dată afară negustorii din templu, templul avea să fie dărâmat, Iisus avea să atace toate dogmele lui, dar lucrul acesta trebuia făcut. Uh, uh, mântuirea vine de la biserică într-un anumit sens. Dar nu vine de la biserică în sensul că biserica te mântuiește sau că trebuie să asculte biserica. Mântuirea vine de la biserică că biserica este locul în care discuți despre mântuire, în care te răzvătești împotriva autorității care se așează între tine și Dumnezeu, în care intri în conflict chiar cu turma, cu frații și surorile care merg ca turma și nu gândești și sunt ca gloata care la segară strignește la Isus, gloata nu s-a schimbat de atunci. Mântuirea implică o atitudine de a scăta drumul plecând de acolo de unde te afli. Și asta a învățat-o Iisus pe Samariteancă. Ucenicii au făcut un lucru bun, un lucru bun l-au făcut totuși, când nu l-au întrebat pe Iisus nimic și nu l-au întrebat nici pe Samariteancă. Isus n-a întrebat-o pe Samaritean că cum îți permis tu să schimbi cinci bărbați? Până la urmă, nu era bine a ei. Samaritean depindea de un bărbat care îi cumpăra pâine, și dacă a abandonat unul, l ales pe altul. Asta, asta era problema divorțului în secolul 1. Nici nu a refuzat să meargă la Samaritean, ucenicii s-au dus să cumpere pâine, el s-a dus și a dormit la ei. Isus a declarat prin aceasta că toată omenirea, bărbați și femei, samariteni și dei, toți sunt oameni, toți sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu este cel care se predică la Ierusalim, dar nici în Samaria. Dumnezeu este cel care se descopere în duc și în adevăr în interiorul omului. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!